Bună seara, prieteni, și la mulți ani, prima emisiune pe 2024 și ne-am gândit să începem în forță cu un invitat special. Îi mulțumesc lui Alexandru Chipciu, care a dat curs invitației. Salut, Alex! Bună seara! Mulțumesc de prezență. De asemenea, Mihai Stoica și el în platou. Bună seara! Nu v-am prezentat special, că asta nu se vrea să avem special în fiecare zi. La mulți ani! La mulți ani! Ce faci, Alex? Tocmai te-ai întors din vacanță, da, nu? Da, m-am întors din vacanță și, bine, trebuie specifică. Am pus condiția să fie și mine la emisiune. Mi-a stricat mie vacanța. Și acum mă pregătesc, când două zile plec în Nantale. Apropo de relația cu Mihai Stoica, pentru că la un moment dat știu că nu vă vorbim. Ce s-a întâmplat? Sau care a fost, să zic așa, răceala dintre voi? Pentru că n-am venit la CFR. Aia a fost? V-a supărat dumneavoastră? Păi, când am vrut să vină la FCSB sau de ce? Dar nu ne-am certat. N-am mai vorbit, să ne certăm. Nu. Și când ne-am întâlnit acolo am vorbit. Am vorbit mereu. Da, n-am mai vorbit așa cum făceam înainte, că vorbeam des. Dar cred că cel mai mult am vorbit când era în Anderlecht. Da. Bine, vorbeam și la București. Da, normal. Chiar aia a fost o decizie bună atunci când ai ales CFR. Acum dacă stau să mă uit la viața mea din prezent, nu-mi pare rău, adică la modul, mă simt foarte bine acum. Și nu aș vrea să mai intru, să zic, mamă, dar ce a fost la CFR? Dar dacă aș analiza-o așa cu minte, nu știu, limpede, clar n-a fost bun. Adică aveam oportunități mai bune decât CFR Cluj în momentul ăla. Aveam Turcia, unde puteam să mă duc și financiar mai bine. Am renunțat și la bani de la Anderlecht și, per total, n-a ieșit cam ce trebuia. Dar acum să mai stau să o întorc, nu știu. Nu mai are farme. Așa ca idee, dacă, mă rog, decizia aia... Atunci era el așa singur, împotriva tuturor. Că atunci așa? Toată lumea, bă, și eu am zis, poate e mai bine în Turcia, că la jucător de profilul tău în Turcia cucerește imediat. Și, dar și eu sunt de același principiu. Pentru ce să mai gândești ce a fost? Da. Bă, dacă în aprilie faci 35, nu? În mai, pardon. Dacă la aproape 35... joci la nivelul ăsta și îți descoperi la vârsta asta o versatilitate pe care nimeni nu o bănuia. Eu cel puțin nu o bănuiam. Adică eu credeam că Alex poate să joace multe poziții, dar chiar să-l văd în patru fundaș stânga, nu mă așteptam niciodată. Și la nivelul la care a jucat, pe mine eu am descoperit alt fotbalist acum. Am mai jucat un meci o dată la Anderlecht, m-a băgat antrenorul fundaș stânga în timpul meciului, ne conduceau și m-a băgat fundaș stânga. Dar ideea e că, da, are dreptate, că dacă nu aveam parte de greutăți la CFR Cluj, cred că nu mai jucam, adică nu mai doream așa mult să demonstrez sau să fac la 34-35 de ani. Probabil ziceam, bă, asta a fost, nu știu, mă duceam în Turcia, jucam 3-4 ani, probabil mă duceam la națională, eram în circuit dacă mă duceam în Turcia și jucam. Și ziceam, bă, cam asta e, de asta zic și eu cu timpul. Dar așa, dacă, da, o luăm să o gândim de atunci și... Am avut niște probleme după ce am murit tata, adică la modul, am avut atacuri de panică, cu depresie, cu toate nebunile astea, luam tratament, la Sparta Praga am jucat niște meciuri cu anxiar și toate alea, dormeam, bătărâm pe acolo, puteam să mă mișc. Și pentru mine să mă duc în Turcia însemna să mă duc singur, adică soția nu putea să mai ia fetele, au fost în Turcia, în Belgia, în Cehia, franceză, engleză, să le duc și în Turcia la școală, grădinițe pe acolo, era foarte greu pentru mine să mai plec și în ideea asta am, adică și mie mi-era frică să mă duc acolo, ce fac singur pe acolo, stau la hotel singur, toată lumea stau la hotel, mi-a fost frică să mă duc în Turcia și ăsta e alt mare plus ce l-am câștigat, că mi-a revenit, adică la modul acum nu mai am nicio problemă de anxietate și tot ce a fost în trecut. Cât a durat problema asta pe care ai avut-o după decesul tatălui? Tata a murit în 2017. Decembrie și la mine am început cam după vreo 6-7 luni stările astea. Ți-mi minte că vorbeam atunci. La că... distanță după... Eu n-am vorbit cu nimeni, adică la mine a fost la modul, bă, am rămas singurul bărbat, în familia mea nu mai era niciun bărbat, bunici sau nu știu, soacra e divorțată, eu eram singurul bărbat din toată familia. Și am zis, bă, eu acum stau să mă plâng, să vorbesc toată lumea, a murit tata, gânduri negre și așa mai departe, le-am interiorizat în continuu, adică la modul și când trebuia să mă gând, când veneau momentele alea grele, nu mă gândeam, nu știu, stăteam până târziu, dormeam noaptea târziu și cumva s-a acumulat starea asta și la un meci de cupă, țin minte și acum, acum vine să râd cu Prozinski, la Spianis că mor, Thomas, Alex, nu murim, zicea, era, acum e de râs original, dar...
mi s-a făcut rău pe teren, adică la modul simțeam inima, nu știu, bătea și foarte tare și toată partea mi-a amorțea și clar era un atac de panică, ne-au egalat și ea în minutul 100, în minutul 90 ceva și ne-am dus în prelungiri și pe minutul 100 ceva am cerut schimbare și ăla a fost momentul care a declanșat panica aia și după aia am avut problema cu bolile, eu eram bolnav în fiecare zi, deci în fiecare zi îmi descopeream, îl sunam pe doctor de la echipa la Sparta Praga. Dochi, hai că am descoperit ceva. Ce ai descoperit? Păi trebuie să, nu știu, la stomac aici mă doare ceva, trebuie să mergem să... Deveniți ipohondru, practic. Nu ipohondru, ipohondru la maxim. După aia am dat într-o stare, când m-am întors la Under, am stat singur pe acolo, într-o stare de, nu știu, ușoară depresie, așa, unde am, bă, ce rost mai are viața asta, mă joc fotbal, zic, bă, cumva probabil cred vrea să protejeze de durere și inhibă toate stările. Nici pe cer nu mai simțeam, gen, zic, bă, hai că joc fotbal la ceva. Și apoi, în ideea asta, a venit transferul la CFR Cluj. Ai fost atunci și la psiholog, nu? Da, vorbeam cu doi psihologi de dată, o psihologă și un psiholog. Adică te-a ajutat, era pare... adică da, clar, ajutat. Clar, clar. Păi eu luam și pastile atunci, pastile care îți calmează stările, dar mă așteptam mai mult să vorbesc cu psihologi pentru că ei sunt practici. Zic, băi, nu știu, faci atac de panică, nu știu, concentrează-te la mai multe culori, mașini, ce vezi pe stradă, că atunci creierul nu poate să intre să mai îndeasă atacul de panică, e să gândește la ce vede, știi? Uh-huh. Au fost multe care m-au ajutat și nu, adică, mi se pare, pentru problemele astea, mi se pare ok. Chiar altă scăpare, nu știu cum ai putea scap din asta. Aveai parte până în 30 de ani, nu? Atunci. În 2017, în 28. Da. Incredibil. Bun, acum simți, la ce nivel simți că ești în momentul ăsta, dacă e tot așa să îți developezi întreaga carieră? Adică te apropii de nivelul tău maxim? Mă refer, cum te simți fizic, randamentul pe care îl dai, plăcerea de a juca fotbal? Chiar vorbeam o dată, m-a întrebat, bă, cum te simți acum recent, când am fost jucat cu CFR-ul. Clar am pierdut la... astea, nu știu, viteză 5 metri, viteză 10 metri, atunci când aveam probe la... Steaua, eram top 1, 2 la toate 5 metri, 10 metri, ce să mai dau, 15 metri cu întoarcere, la Anderlecht cu jucători africani, adică la modul mai aleargă de rup. Și la fel eram un top 3 jucători ca sprint pe 5 metri, întoarcere, nu știu cum, și toate testele fizice pe care le făceam acum, cu siguranță am scăzut la parametrii ăștia. Dar în schimb, când mă acumulez experiență, clar câștigi la joc. Eu cred că aveam o problemă la joc. De exemplu, când eram la Steaua, eram dement, alergam în continuu, dă mingea. Și la Anderle, că m-am dus, mă căuta aia cu pasă, aveam de fur, Tileman, jucător cu calitate foarte mare. Și mă chemau la primitor, eu ziceam, bă, ce primul, dă-mă în spate acolo, că acolo trebuie să alerg eu. La asta, clar, în viziunea jocului, am câștigat enorm de mult. Și faptul că am scăpat atâtea poziții, nu știu, mă întreba cineva recent de... Într-un fel ești într-un loc, o poziție, nu știu, la Sparta Praga, într-un fel am fost fundaș dreapta la Sparta Praga, într-un fel am jucat mijlocaș stânga la FC Brașov, într-un fel am fost la Steaua, să schimbă toate lucrurile astea. Vezi, diferit, nu? De asta cu cât câștigi experiență, dacă joci din spate, îmi pare că poți să ajuți mai mult echipa, vezi lucrurile, fundașul lângă tine, central, bă, vino aici, strânge, vezi că nu strângi. Dacă ai minte. Da, bă, nu știu, probabil experiența în sine. Dar așa joc pe extremă, când simt și acum la Universitatea Cluj, dacă joc extremă, nu prea mai am timp să mai pot să ajungi pe altcineva. Pentru că trebuie să mă gândesc la mine, bă, cu minge acolo, trebuie să fac ceva cu ea. Așa din spate mi se pare că vezi, nu știu, și poziția de fundaș stânga, da, îmi place cea mai mult, pentru că, nu știu, intri direct spre teren, așa din dreapta, nici mijlocajată, când eram, îmi plăcea. Dar jucam acolo de conjunctură ca să jucăm toți. Apropo de sezonul tău foarte bun, cred că eram acum o săptămână, nu? Când v-am provocat să faceți cel mai bun 11, dar fără jucătorii de la FCSB, tocmai pentru a nu interveni subiectivismul. Dacă băgam și pe aia de la FCSB, nu prindeai, deci nu e. Și vreau să vedem practic alegerile pe care le-a făcut Mihai Stoica, pentru că acolo apare și Kipciu. Și apare fundaș stânga, asta este remarcabil, dar adică o poziție în care nu-l vedeți cumva jucând. Și așa, astea sunt alegerile pe care le face Mihai Stoica. Ți l-am băgat și pe Nistor acolo, da, să asta nu... Da, asta mi-a aproape de Nistor. E bine că se aproape de Nistor. Ah, și Crețu de la Craiova. Da. Cum ți se pare echipa și cum ți se pare că tu practic ajungi, că aici nu e vorba de a peria pe cineva sau adică chiar l-a spus pentru că așa l-ați văzut. Eu așa, cel mai normal, bun fundaș, da. Și stânga, repet, fără jucătorii de la FCSB. Și de asta te întrebasem înainte, cum ți se pare că ești în sezonul ăsta? E clar că e subiectiv în privința mea, adică nu se pune problema de asta, dar sincer nu știu la ce nivel sunt, adică dacă ne gândim la nivelul din România, nu? Adică la cum e Liga 1 acum, da. Că sunt acolo, gen ca
Da, nu sunt modest în treaba asta. Dacă mă întreabă lumea de echipa, lumea din presă de echipa națională, nu știu nici nivelul de echipa națională. Adică la modul, poate ești la echipa națională și joci cu Elveția și te mănâncă ea pe acolo. Bine, asta e posibil orice într-un meci. Minusurile, da? Adică... Dar apropo de echipa națională, tu chiar nu te gândești că poți fi o soluție pentru a prinde lotul în vară? Mai ales dacă o să continui să joci la nivelul ăsta? Păi cred că dacă eram vreo soluție sau ceva, mă chema până acum la echipa națională, nu? Adică... Acum mi se pare puțin ciudat, n-ai fost până acum și te duci la Euro, s-au calificat la Euro și te duci în locul cui te duci la Euro sau... Păi mă, ce trebuie să meargă neapărat jucătorii care au mers în preliminarii? Nu, dar nucleul cred că o să fie... O să fie adică de... nu-ți faci speranțe, înțeleg, nu? Nu că nu fac speranțe și dacă va fi să mă duc sau, nu știu, la alt meci, de meci amicale sau ce vor fi, clar va fi o bucurie foarte mare, dar în același timp nici nu sunt... Nu știu, nu-mi provoc o tristețe dacă nu voi fi la Euro. Am fost la Euro, apreciez încă o dată munca jucătorilor care s-au calificat și cred că văd viața, o văd diferit la modul de strict ceea ce mi se întâmplă zilnic și prezent în sine. Adică asta îmi oferă cea mai mare bucurie. Să mă duc la antrenament, să fac sală, să mă antrenez, să, nu știu, vin după aia refacerea, sauna, părece. După ce fac lucrurile astea, pentru mine mi-am câștigat ziua și nu mai trebuie nimic. Așa să-mi fac gânduri, da, e frumos la Euro. Putem să fim ipocriți acum, zicem că nu e frumos la un campionat european, dar încă o dată, chiar nu știu nivelul de la, dacă aș fi fost la meciuri până acum la echipa națională, mi-aș fi dat seama la ce nivel aș fi cu comparativ cu jucătorii din... Să le joci, că de văzut ai văzut. Adică, da, să le simți, da. La modul de, nu știu, joci în România, Elveția sau, eu știu, Kosovo. Meciurile pe care au jucat. Într-adevăr, și mintea sau ego-ul meu, dacă văd alt jucător în Liga 1, ce zic și eu, bă, sunt mai bun decât ăla sau... Păi, așa trebuie făcut comparația. Orice om e așa, plus dar... că noi vorbeam, el are un mare avantaj pe care l-a avut tot timpul în ultimii ani, Sorescu. Poate de multe ori Sorescu de asta și fost selecționat. Sorescu era o soluție și fundaș dreapta, chiar și fundaș stânga, și stânga sus, și dreapta sus, adică peste tot era Sorescu. Da, și a spus că l-a bătut Alex. E și un minus când joci pe multe poziții. Dacă nu joci pe multe poziții, eu nu țin minte meciuri titulare de la el titular la echipa națională. A jucat la meciuri titulare? A jucat, da. A jucat, mai rar. Dar eu îl văd un jucător util. Bun, nu știu, primii 15-16 jucători ai României, nu? Apropo de națională, îți place naționala României sau e mai puțin importantă chestiunea asta și important de că ne-am calificat, că suntem la Euro și asta trebuie să apreciem? Clar e important că ne-am calificat, adică, nu știu, înainte, mie mi-a fost frică, chiar vorbeam și atunci, de meci cu Israel. Acum toată lumea l-a luat ca și cum, hai bă, că Israel, păi, o să fie meci ușor, că au probleme. Mie înainte de meci mi-a fost frică, adică vedeam Israel o echipă bună, care, nu știu, domina, pasa, dar, într-adevăr, a fost și conjunctura asta. Ultimele meci, în schimb, de la echipa națională, ne dau încrederea că ne-am calificat pe merit acolo, nu? Am văzut și Elveția, ceea ce iar... Părea puțin că am greu să batem Elveția. Pe când am jucat la ei în deplasare, ce toată lumea ce vorbea, mamă, ce nivel slab în România, ce diferența a fost atât de mare meciul, încât, nu știu, mi s-a părut că niciodată nu a fost așa. Deci nu a fost. După aia ne-am... Ei, mai fi fost meciuri. Nu, în halul ăla nu. În halul ăla nu, pentru că la 0-0 nu jucai nimic, la 1-0 pentru ei n-ai jucat nimic, la 2-0 n-ai jucat nimic. Aia s-au întâmplat golurile pe final, adică noi dacă nu spunem ce vedem, ne pierdem credibilitatea și până la urmă oamenii zic, pa, înseamnă că a fost ok, nu a fost ok deloc. După aia a fost foarte bine, peste așteptări, asta e adevărat. Uh-huh. Dar meciul a fost un dezastru și a doua parte a meciului cu Israel, un dezastru. După aia a fost perfect. Se pare accesibilă grupa? Accesibilă, adică la modul ce grupe sunt pe acolo, a noastră e o grupă ok. Doar că și asta e accesibil, te gândești că e accesibil și nu știu cine se va califica. Se califică Ucraina, te bate Ucraina. Nu se mai pare accesibil. Accesibil, în sensul, exact cum spuneai tu, faci comparații cu cum arată alte grupe, că așa trebuie făcut. Sau accesibilă față de ce grupă am avut în 2008, față de ce am avut în 2000, de exemplu. Așa, în 2008, dacă băteam Italia, ne calificam mai departe. Da, nu sperai înainte de... Nu, nici vorbă. Sau noi la Euro 2016 am jucat cu Franța, vorbeam mai devreme în interviu, I-a zis Tătărășanu, bă, că ți-am dat peste mână la golul ăla sau așa, dacă făceai cu Franța, nu știu, negal sau băteai Franța, ce nebunie să crea după aia cu Elveția. Și cu Elveția, țin minte, la 1-0 am avut 2-3 ocazii, Săpunaru, bară, Bogdan Stancu, eu una pe lângă bară. După făceai 2-0, te calificam mai departe, cu siguranță te calificam mai departe. Nu mai luam și Portugalia campionatul european.
că s-au calificat 3 egaluri sau ceva genul ăsta. Și noi așa simțeam, mamă, că e bine, și după aia jucat cu Albania și ziceai că e meci ușor și s-a terminat. Spune-mi despre, dacă a fost într-adevăr o discuție reală, posibilitatea că tu să te întorci la FCSB, în când a fost? În vară? Mm. În vară. Adică a existat... A existat discuția între noi doi, da. Real. Ok. Și ai spus tu nu? Sau... Pentru că a existat, nu știu, că, de exemplu, familia ta nu vrea să plece din Cluj, ne vă simțiți bine. Care a fost motivul? Dacă spunea da, era la joi. Da. Cine? Dacă spunea mai... da, era la joi. Să... Cine a zis nu, adică a decis el. Nu vreau să mă întorc la FCSB, că nu vrei să te întorci. Sau nu, familia, asta sau... e ideea, dacă nici n-am vrut niciodată să, după aia să vorbesc de treaba asta, mama a refuzat să... Nu, a fost o discuție, gen ce am avut-o noi. Și mi-a zis meme atunci, băi, Rochi, eu te văd la noi să ne ajuți. Fundaș lateral, 100% poți să ne ajuți și dacă vii o să fie bine și mai departe. Și într-o seară eram convins să vin, doar că apoi dimineața stând de vorbă soția și punând toate lucrurile, fete, am 4 fete la școală, una e la a început grădinița, am scris-o, ce faci cu copii, e foarte greu pentru mine să plec, asta e clar. Și punând lucrurile astea, a fost greu să... Dacă eram singur, așa, mi-au geanta și plec. Clar mă motivează performanța și la meci. Dacă erai singur, erai lăsat de mult. Și mă motivează, adică vreau să fim acolo în față. Nu accept, adică accept foarte greu să pierd. E și un minus ăsta câteodată. Și acolo la FCSB aveai... Apropo de Cluj, se trăiește mai bine în Cluj decât în București? Ca viață de familie, nu te gândi exclusiv la de tine. De familie, da. Da. Adică ai mai multă liniște acolo. Deci soția mea era la modul când am ajuns la Cluj prima dată, de la aeroport până la hotel, mi-a zis pe drum, mi-a zis, mamă, unde am venit, nu se poate așa ceva, că e și urât de la aeroport până în Cluj, e mai urâțel. Apoi după ce a stat acolo, la fel, bă, că mie nu-mi place aici, că nu știu ce, că nu știu cum. Și acum când a fost situația ce ori mai devreme, și plecând de la Cluj și fetele, că e și liniște, că nu știu ce. Și acum trage mai mult în partea asta de Cluj. Pentru copii, clar, e oraș, da, mai ok. Ți-e frică de Gigi Becali? În sensul de jucători, că spun după aia de ce îți adresez întrebarea asta. Adrian Ilien, când a fost Adrian Ilien la FCSB? 2007, ok. L-a adus pe portughezul ăla, mijlocașul central, pe Thiago. Mm. Și a spus că Becali a început să se-l critique. Îi reproșa faptul că pasează tot timpul în față, riscant și nu știu ce. Și probabil cineva i-a spus, l-a timorat și a început să se joace altceva. Și Adrian Ilie zicea, eu nu mai recunosc jucătorul ăsta. Eu îl văzusem în Portugalia când l-am urmărit. Una, două atingeri. Acum nu mai riscă nimic. Tocmai gândindu-se probabil să nu-i dau posibilitatea patronului să... Pentru că la fiecare jucător acționează diferit modul în care Becali se manifestă. Ți-a fost vreodată teamă de el? Te-a inhibat în joc modul în care el se... Când eram la... Da. A fost, adică nu că mi-a fost teamă, dar în același timp probabil m-a afectat câteodată dacă mă critica. Cred că la început aveam tendința de a fi timorat, dar după aia, așa, după ce mi-am dat și puțin drumul la joc, n-am mai avut. Chiar am o poveste o dată, mă critica sau ceva, se simte că m-ai sunat și eram afectat și m-ai sunat și mi-ai zis. Și eu am zis că nu e că o să fii cel mai bun, că și mai bun jucător, că nu știu ce. Și pe aia m-a sunat patronul și mi-a zis, bă, tata, așa îmi place, o, războinic, vreau războinic să bată pe teren. Ăștia, cu ăștia mă bat eu și câștig. Dar acum dacă ai jucat la FCSB, ți-ar fi teamă de el? Adică, nu, ți-ar cădea... Aș putea să fac un exercițiu de imaginație. Ideea e că acum am și aproape 35 de ani, nu mai ești ca la 22 de ani să iei, nu știu, toate lucrurile așa personal. Acum vezi lucrurile, adică nu se punea problema să-mi schimb joc cum a fost cu Thiago sau... Să vezi mai detașat acum, probabil, da, nu? Da, clar, dar ideea e că cred că și relația ce am avut-o noi atunci cu domnul Becali și diferită față de relația ce avea probabil Thiago sau așa, adică cumva la noi a legat niște legături, a avut niște trăiri mari ca intensitate emoțională și nu cred că s-ar fi întâmplat treaba asta. Adică, nu știu, am avut o relație foarte bună, mă suna când, nu știu, și la național când eram și m-a iubit când eram la... Probabil s-a supărat pe mine când am venit la CFR Cluj, cu siguranță s-a supărat. Că vorbeam atunci și a zis că nu o să mă duc niciodată la CFR. Dacă nu era la FCSB, aveai linie directă cu el? Adică, nu. Nu. Nu pentru că au existat cazuri. Atunci, când eram noi, nu. Nu vorbeam nimeni. Se părea cum să vorbești cu...
Țin minte, oară, ține și acum eram pe Deceval și era, cred că, 11:30 seara și m-a sunat număr și am văzut. Mamă, când m-am văzut, am zis, fai de cap meu, am stat afară și am răspuns. Că ce faci? Băi, zic, bine, pe acasă, dar bă, că stai numai în oraș, că nu știu ce. Că... La început? La început, da, doar la început. Că am fost accidentat și am fost pe la Brașov, într-un club, gen, am avut liber, în fine. Și atunci m-a sunat odată, dar apoi n-am mai avut discuții așa de... Mai fost, cred că, la înainte de Euro, o discuție. Încă nu mă întorsesem eu. Nu. La club. Asta vreau să zic, că și când, da. Când erai acolo, nu... vorbeam prima dată cu meme, adică nu da. Vorbea nimeni cu patronul. Okay, ideea e că... Alex a venit înainte de a mă întoarce eu la Steaua. Adică eu l-am propus când a început campionatul, ați jucat voi un meci Brașovul cu Clujul, cu U Cluj. Ai jucat da, extremă dreaptă și ai dat gol. Gol și pasă. L-ai făcut pe Iova, dacă mai ții tu minte, era Iovanovic ăla fundașul stânga. L-ai făcut zop pe ăla și eu atunci l-am sunat pe Gigi și dar nu, eu nu nefiind în club, dar știam că o să mă întorc. Și am zis, vezi că e unul bun la Brașov, urmărește și tu. Când au jucat cu Rapidul acasă, l-am sunat înainte de meci și am zis, vezi că Șeptar erai? Nu mai știu. Parcă cu 7 ani jucat. Zic, băi, vezi că e Șeptarul de la Brașov, urmărește-l. Și ai dat și... și cu Rapidul ai jucat, i-ați bătut 2-0 pe Rapidul. Da, am dat gol Scăriță. Ai dat gol Scăriță lui Dani Coman. Și, băi, bun. După vreo câteva zile, mă sună Gigi, îmi zice... Băi, ăla cere bani mulți tare, zic. De Nicolae. Da, Nicolae, zic. Gigi, bun, acum câți bani cere? Peste milion. Zic, aia, nu, da, mă, sunt prea mulți bani. Erau bani mulți, ești nebun. Adică, ce tu? Tu aveai 3 meciuri în divizia. Da, da, aveam puțin. Și zic, băi, sunt bani mulți, na. Bă, nu contează. Da, ceva de genul ăsta. Bă, dar 6.000 merită, zic. Da. Păi cum, adică merită 600 și nu... Băi, lasă-mă că nu contează că da, dar garantez, zic, pot să-mi garantez. Ce înseamnă nu știu, zic. Garantez, da. După aia am început să mă interesez, așa, și mi-a zis Vali Badea, uite ca să vezi câteodată un detaliu cât de mult contează. Vali, ai jucat cu Vali la Brașov. El a fost foarte puțin, Vali, la Brașov. A fost, da, cam 6 luni, așa. Și zice, zic, băi, e stelist, bă, zice... Nu e stelist, e bolnav de Steaua. Dacă joacă Steaua și suntem toți, să ia la bătaie dacă cu ăștia. Băi, ești nebun, zic, asta contează. Și atunci ne-am întâlnit la sală, la Brașov. Da. Dar de unde e pasiunea ta? Pentru, de la tatăl tău sau cum? Da, tata era cu Steaua și... A fost ofițer. Da, în cadrul armatei și probabil mi-a transmis. Era cu Steaua. Steaua, orice ar fi fost Steaua, adică România și tot ce după Steaua. La modul ăsta, dar așa a fost, nu da. Știu. Bine, eu oricum țineam foarte mult la chestia asta pe vremea aia și acum mă interesează foarte tare. E important, știi, să vii la... E un dream, mă rog, un vis care devine realitate când tu simpatizezi cu echipa. Ai, știu eu, fotografia echipei pe perete, fanionul și după aia tu ajungi să joci la ei, da, clar bă, că... E o motivație suplimentară. Clar e o motivație suplimentară, îți dai seama. Și, dar la început n-a fost foarte bine. Nu era foarte matur. Da, asta voiam să zic. Asta voiam să zic. În perioada aia, toți erau cu Steaua. Toți jucători da. Care erau. Da, Tătărușan era cu Steaua. Da, Tătărușan era, era cu Steaua. Da, Pinte era cu Steaua. Tătărușanul era unul dintre cei mai mari steliști și nu s-a arătat. Și pe mie mi-au reproșat din galerie, dom'le, ce bă, stai, nu ne bagă în seamă, zic, bă, ăsta e cea mai mare steliz din echipă, Tătărușanu, a crescut aici, în Ghencea, da. Tătă nici nu avea stilul ăsta să arate că e steliz, se urce pe garduri cu fular și nu. Apropo de chestiunea asta cu Steaua, cu, mă rog, Steaua versus CSB, a intrat într-o bă, eu, polimită. Steaua era atunci, așa că da. N-am... A intrat într-o polimită pe CSB, atunci era Steaua. Cu Adi Popa. Da, n-am intrat. Mă rog, nu neapărat direct. Adică el nu a zis nimic. M-am zis ceva, el nu mi-a răspuns, dar nici nu vreau să răspund da. Niciodată, adică la modul ăsta. Tu ce ai înțeles din acest conflict, acest diferent și, mă rog, finalitatea care există în momentul ăsta, că nu știm ce va fi peste ani? Păi n-am înțeles nimic, adică la modul, nu știu, decizia judecătorească în sine mi se pare, am mai zis, seac așa, adică la modul... Cum, decizie judecătorească. Și în perioada 97-2002, unde?
Nu e la nimeni. Cine a luat campionat atunci? Domnul Pițurcă a luat campionat. Chiar vorbeam că cine l-are pe persoană fizică campionat. Ce echipă a fost? O echipă a jucat ok, FCSB nu e Steaua, da? Și clubul din 2017 înființat e... Poate să fie, nu știu, adică la Mondi nu vreau să fiu nici în partea cealaltă, că mă înjură după aia de la Peruza Sud. Adică și dacă aș fi în Peruza Sud, m-aș gândi la lucrurile astea, nu? Adică dacă, nu știu, te întreb acum, dacă Real Madrid, s-a întâmplat treaba asta la Real Madrid, da? Și nu știu, deci dacă până în 1997 a fost fostul Real Madrid cu Di Stefano și cu nu mai știu cine, da? Și noua echipă nu e Real Madrid, e o echipă care doar a continuat activitatea și, în fine. Cu cine ar fi ținut oamenii? Cu Cristiano, echipa asta lui Cristiano Ronaldo, toți mari, Sergio Ramos, toți aia care au fost, sau cu echipa aia care a trăit până atunci? Sunt convins toată lumea era cu... Nu, că nu e asta problema. Că un om poate să ține cu ce echipă vrea, indiferent de un verdict al din instanță. Drept dovadă, ține cu... Exact, nu asta e problema, că FCSB joacă cu 40.000 meciuri importante. Da? Nu asta e. Problema este că o decizie în instanță o putem comenta, cum spui și tu. Tu ai opinie, eu am opinie, domnul spui care are opinie. Dar ea trebuie pusă în practică. Pentru că eu am mai spus altfel, dacă nu ne raportăm nici măcar la deciziile din instanță, va fi un haos generalizat într-o țară cum e România, dacă nu le punem în practică. Asta e, ne place, nu ne place, le punem în practică. Le punem și le respectăm. Ce înseamnă în practică? Adică la ce mod în practică? De exemplu, s-a luat numele Steaua. Mai are voie să se numească Steaua? Nu mai are voie. A fost pus în practică. Deci, pentru mine, și dacă ar rămâne FCSB, am jucat la FCSB și n-am jucat la Steaua, eu sunt mândru că am jucat la FCSB. Tot pe aia ce e eliminat. Păi da, plus relații pe care le-am făcut cu toți oamenii de acolo. Noi suntem prieteni, nași, fiind, dar toți jucătorii care au fost atunci. Toată lumea de acolo, adică... Adică modul... înțelegi că e practic în tabăra cealaltă, fiind acolo, adică jucând acolo o bună perioadă. Cât a jucat? 2 ani în Liga 2? Nu, el este... Eu, nu că n-am avut o relație cu el la modul să ieșim în oraș, dar am avut o relație ok cu el și am o relație ok cu el. Ideea e că el e subiectiv în treaba asta, e clar că e subiectiv. Eu, nu știu, m-am dat CFR Cluj și nu știu că am cu domnul Dan Petrescu. Dacă mă întreb pe mine de antrenor, n-aș fi subiectiv dacă ți-a spune lucrurile despre el. Păi, da, așa... El ar vrea să spui niște lucruri. Sunt zarii pe care le facem despre cineva. Păi nu, sunt subiective. Sunt subiective, da, într-un dar sens în sau altul. În cazul ăsta, nu știu, subiectivismul e mai mare, clar, nu? Adică e tins să nu crezi persoana aia. Adică, el dacă avea o experiență fericită când s-a întors, mai ținea să dacă nu era în șomaj tehnic, așa. Dacă nu-l trimitea Gigi în șomaj tehnic, nu poate că nu mai era discuția. Așa, mă înțeleg treaba asta că poți să fie, adică nu e ca și cum, dar... Eu, ce am spus de el a fost la modul de... Câteodată mi se pare când vorbeam, mi se părea cumva și ca și cum... Nu știu... Noi am fost prima dată la FCSB și apoi a venit el. Noi eram la echipa națională când a venit el. Adică, nu știu, țin de și momentul când a intrat în vestiar și nu știu ce ai Zătărușanu, ca Vasachi sau ceva. Adică la modul mi se pare că câteodată când vorbea, mi se părea puțin cam, știi, cumva noi l-am... Știi, nu, el ne-a făcut pe noi cumva, știi? Dar mie mi s-a părut că, nu știu, el a venit un jucător care nu-i contestăm valoarea și care a realizat niște lucruri, adică nu ne legăm deloc de treaba asta. Adică, e doar ideea asta. Mi se părea cumva că el tot a țățat și voia să dea cumva și în jucătorii care au fost în perioada aia. Dar pentru mine nu e nicio problemă. Poate să țină cu oricine vrea și nu... Adică nu, Doamne ferește, nu vreau să răspund, sau să vorb, nu l-am criticat, nu l-am contestat fotbalistic sau n-am... Spune-mi, cum vezi în sezonul ăsta lupta la titlu? Adică vezi o favorită clară FCSB sau... Crezi că titlul ăsta se va juca așa cum s-au jucat și celelalte în ultima, în penultima etapă, că așa s-au decis? Tu vrei să-i faci probleme. Toți apropiații lui sunt finași. Nu, ideea e că acum s-a terminat campionatul, clar, au prima șansă. Și cum s-a derulat tot campionatul, de fapt. Ideea e în felul următor, că cine mi se pare că se pot bate cu ei sunt CFR Cluj, clar. Dar și CFR Cluj joacă niște meciuri cu noi, de simți, zici că cei mai buni și apoi în restul meciurilor nu sunt CFR Cluj din meciurile cu noi. Ca și implicare, nu știu, am văzut meciuri... Nici voi n-ați fost cu CFR ce ați fost cu Rapid, de exemplu. Ați fost subțiri, rău de tot. Ultimul meci ați fost slab, tare. La ultimul meci, da, clar. La meci când am jucat acasă... La 4-3 ăla a fost așa... Roller coaster. Meciul de cupă, da, 1-1, nu?
Da. Dar ăsta ultimul meci nici nu a avut istoric. Da, n-a avut. Vezi vreo altă echipă care să lupte în, să intre în lupta asta, în afară de FCSB și CFR? Nu, nu cred. Nu. Clar, ei mi s-au părut cei mai buni, adică la modul ăsta. Dar dacă se întărește și CFR Cluj, nu știu. Poate ar... Până una alta s-a întâlnit Rapidul. Rapidul. Pe Rapid cred că i-am dereglat noi atunci cu meciul din Gelești. Da, că și, nu, de Rapid ce la un moment dat, da. Bă, stă acolo să bat la campionat cu publicul. Păi și la meciul ăla, până când a intrat Oancea, până când a făcut schimbările, Sabău părea că vă spulberă. E după aia, rar mi-a fost dat să văd o echipă să revină într-un meci cum ați revenit voi la meciul ăla. Pentru că de la 0-2 se bați 3-2 în Giulești, să mai ai două ocazii rarisime. Și tu, și tu aia mare bară, parcă ai dat pe scurt. Bară, parcă, așa, și Popa, chiar când a început. Popa a avut, da. Da. Într-un singur meci. Îmi spuneți pe perioada aia, când ai fost la FCSB, ai lucrat cu Neubert. Am auzit foarte mulți jucători vorbind... Cine spunea de la echipa? A, Pintili cred că spunea că ce făcea Neubert atunci și modul în care vă pregătea nu ar mai putea să facă acum pe actualii jucători pentru că nu ar putea să ducă jucătorii. Ți s-a părut și ție că metodele lui erau din calea afară? Nu știu dacă metodele lui neapărat, dar atunci și Reghi era genul care, nu știu, dacă spunea Tommy, băi, azi avem o bucăți de 400 și trebuie să scoatem secundele astea. Venea Reghe și zicea, ce astea, mă, veniți cu 3 secunde mai repede, dacă nu veniți 3 secunde mai repede, mai faceți 5 în plus. Adică la modul, și Reghe punea peste ca... Dar noi aveam nebunia aia, probabil era și foamea, nu mai se mai câștigase de campionat de foarte mulți ani, toți eram tineri și voiam, nu știu, ne antrenam ca nebuni. Și anumit profil de jucători. Și profilul, da, toți ai erau așa. Dar, de exemplu, tu ai plecat la Anderlecht, da? Apoi Sparta Praga. Nu făceau nimic. Nu? Nimic. Nici la Sparta Praga? Sau acolo era altceva? La Sparta Praga, da, dar făceau, exemplu, marți aveam forță cu kilograme foarte mari, gen apropiat de ce făceam cu Tommy, și apoi niște sprinturi și niște jocuri pe spații mici, dar era cel mai greu antrenament, gen din săptămâna aia. Ți-ai notat tot? Nu prea? Da, de la antrenament mi-am notat. Gen, am avut pe companie în ultimele 6 luni, chiar dacă n-am jucat, era numai el în vestiar și ne întrebam în continuu, da, de ce faci așa, de ce, nu știu ce, cred că mă ura, nu, pleacă de aici. Dar la Anderlecht, când am fost, fiecare făcea ce voia în sală, adică partea asta fizică, aveai 1000 de preparatori acolo și dacă voiai să lucrezi, orice voiai tu făceai, dar pe teren nu făceam deloc. Adică nici alergări, nimic, nimic, nimic. E incredibil, nu știu. Eu țin minte, m-am dus la Anderlecht și m-au pus să dau un test, să stau în ștabi așa și cu capul în perete, dar aveai un burete gen. Și mi-a zis că trebuie să stau, a zis că recordul e 3 minute sau ceva genul ăsta. Da, planșă, dar cu capul în, nu, recordul e 5 minute, pardon. Stai cu capul planșă așa, în fine. M-am dus acolo pe la vreo 6 minute, 7 minute, m-am oprit, aia, au zis, bă, ai gata, lasă că nu mai... Și după aia am făcut, făceam antrenament ca o prevenție înainte de antrenament, așa, făceam gen planșe. Și jucătorii belgieni, dacă îi vedeai la planșă când stau cu mâna așa, Da. Toți tremurau. Dacă intrau pe teren, nu mai există. Adică la modul, nu știu cum să face trecerea asta. Clar e mult mai bun cu mingea, în luarea deciziilor, fundași centrali pasează. Te uitai la copiii de 12 ani de sus, de unde mâncam și s-a antrenat pe sintetic. Ei lucrau non-stop asta. De la portare mingea cu 4 fundași, pasau, cu 2 mijlocași în fața lor sau 1 în fața lor. Non-stop. Dar la asta sunt foarte... Adică crea aici să faci diferența față de noi. Apropo de notițe de la company și așa mai departe, te vezi antrenor după ce o să termin cu cariera de fotbalist? Îmi adică place, nu spre da. Zona de administrativ, te vezi, ci spre zona asta tehnică, nu? Da, îmi place asta de antrenorat. Mă ține în viață, cred că așa. Dar pui pe unul zbată penalti, te uiți sau stai cu spatele? Hei, cum? Stă cu spatele, nu, sigur. Nu, stau cu spatele. Stă Klopp cu spatele, mă, nu stai tu. Superstiție. Dar mă văd antrenor. Acum, ideea e că și planurile pe care ți le faci... Mă văd antrenor, dar nu știu cum va fi și treaba asta. Evident că nu, dar... Adică mă văd antrenor, dar în același timp... Te vezi antrenorul bun sau antrenorul slab? Antrenorul slab. Dar ideea e că... Gen, până ajunge antrenor e greu, la modul... Dacă ar ști unul care, nu știu, dacă nu știa treaba asta, vreau să-mi fac antrenor. Ce înseamnă să fac antrenor? Păi hai să-ți iei carnet de antrenor prima dată. Deci ăștia 2 ani de carnet de antrenor sunt grei, adică la modul... N-ai nicio treabă cu antrenoratul.
Deci te duci acolo și dai examene de anatomie, fiziologie, ergofiziologie, masaj, nu știu ce, igiena, nu știu care, istoria sportului, pedagogie, psihologia sportului. Deci cred că am dat vreo 30 ceva de examene până acum. Da, pentru că așa e legea făcută în România, ca să poți obții carnetul ăsta de antrenor. Dar acum e, că până acum luai carnet de antrenor, luai așa cum, păi cum vrei. Nici aia nu era în regulă, ca și cum să ne întoarcem. Da, ideea e că pentru mine ce mi se pare ciudat, că eu vreau să-mi fac antrenor de seniori. Ăștia primii 2 ani n-au nicio legătură cu antrenoratul la seniori. Eu fac doar copii, nu știu, 10-12 ani, 12, 14 ani, 14-16. Adică bine, oameni de acolo sunt bine intenționați, gen de școală-școală, la modul... Faci multe ore, înveți, de examenele dai așa. Să ne întoarcem la discuție despre antrenor, că am pregătit ceva, dar mai avem 2 minute până la publicitate. Spune-mi, tu crezi că există dopaj în fotbal? Dar nu așa cazuri din astea accidentale, adică a luat unul o pastilă fără să vrea și... Dopaj, nu știu, cum făceau sovietiții, cum făceau cei din RDG, din ăsta sistematic, da? Nu, nu cred. Nu crezi. De exemplu, la Anderlecht, când m-am dus, la fel, toată lumea zicea, ce vă dau mai acolo, ce... Într-adevăr, venea un om care era doctor doar pe sânge, gen îți lua sânge, și îți dădea, fiecare avea sertarul lui, sertărașul lui așa, și toate lipsurile ce aveai, vitamina E, D, sau la fiecare, clar, personalizat, aveai acolo. Dacă voiai să le iei bine, dacă nu, nu. Dar tu le aveai în sertar acolo. Dar în rest, înainte de meci, să vină să-ți dea ceva. Și sau... le luai? Le mai luam, așa, da. A, le mai luai, da. Nu le luai de fiecare dată. Aia nu le luau pe acolo, nu. Jucători, nu. Dar nu exista. Și când te accidentai în România, dacă te accidentezi, să te refac cât mai repede, toate... Ce să mai facem? Ce să... Acolo când te accidentai, staful medical când venea, băi, ești accidentat, gata. Stai ca să antrenor, să intru în... Nu știu, antrenorul, nu contează antrenorul. Stai accidentat 3 săptămâni, tu până n-ai terminat 3 săptămâni, nu intri la antrenament. Adică erau foarte strict. Bă, și nu te grăbească, hai că să facem nu știu ce sau... Deci belgenii nu sunt cu Mariana. Cum pare să vece la Mariana? Mariana toată lumea este. Stai, eu am fost la ea și... E top. E incredibil. Adică să ai ruptură, să nu poți să toți mergi și să faci 3 ședințe la ea și după aia să alergi. Eu chiar mă mir că aud genul ăsta de povești, de jucători refăcuți, da. Pe ar trebui să fie coada de aici până la Belgrad la ea. Serios acum? Stai niște că nu ia pe, e selectivă. Nu ia pe oricine. E coadă. Au fost toți. Afară de Messi, au fost toți. Company să zicea și el. Te ducea? Da, dar ce... Dar am fost, pe mine, ce m-a încurajat să merg la ea. M-am accentat înainte de meciul cu Steaua Roșie, la Ioana CFR Cluj, Steaua Roșie Belgrad, la antrenament. Și am rămas acolo și m-am dus. Am zis, băi, și în timpul meciului s-a mai accentat unul de la Steaua Roșie. Păi în ziua în care m-am dus eu, a venit ăla și m-am gândit, băi, dacă ăsta de la Steaua Roșie care trăiește la Belgrad, deci clar femeia te face bine și l-am întrebat pe ăla. Băi, dar cum e? A zis, nu există, măi, e incredibil. Îți faci 2 ședințe și pe aia poți să alergi. Am mai fost doar când am prins, am întâlnit unul de la Partizan, care și ăla sârb acolo, dar nu veneau, dacă era țeapă sau ceva, nu mai venea lumea. Nu veneau ăia mari. Lumea mare, alaba, nu știu. Doar că sunt unii care forțează, gen, fac vreo ruptură de 15 cm, 7 cm și e voie... Ce 15? Că Coman a avut 18 cm. În 3 ședințe să intre să joace, cumva există riscul să rupă în altă parte, că mușcă strânge. Plus că, ți-am spus, nu contează cine, că e jucător cunoscut. I s-a spus clar ce trebuie să facă și făcea bicicletă. Și era machia, nu știu, zice, bă, dar tu, păi ce dacă, fac, bă, nu. Adică nu urma... Bineînțeles, și atunci urma că se rupe. Nu, că... apropo de accident, că Daniel Paraschis s-a accidentat după ce... Da. Dar înțeleg, din ce informații am eu de acolo, că nu s-a rupt pe mușchiul pe asta, care l-are. Asta am spus eu atunci parte. când am Dumnezeu, stai puțin, verificați dacă e recidivă. Poate să fie în altă parte, poate să fie unde. Nu există risc mușchiul practic să se strânge într-un loc și există riscul să rupă în altă parte. Clar. Dar dacă lași, am lăsat mereu o zi, două în plus, adică am fost la ea și o zi, două am lăsat-o cu alergare, am făcut multe excentric. Planici a făcut ruptură. Da, să poate și să joci. A mers la Mariana, l-a făcut și a plecat de acolo și trei avioane, deci a schimbat de 2 ori avionul, deci a mers cu 3 avioane de acolo până la în Portugalia și a jucat a doua zi, a ajuns noaptea și a jucat a doua zi un meci de play-off Europa League. Da. Dar e o chestie și câți bani are Mariana? Ca să mă duc și spre zona financiară. Da, adică să faci atât de jucători, bine, înseamnă că totuși
ai milioane. Nu au vrut să iau, undeva la Barcelona. E, mulți au vrut să iau, 500 da. 500.000 și 2 milioane, am înțeles că nu. Singurul pentru care s-a duce la ea. Singurul pentru care s-a deplasat a fost Djokovic anul trecut, acum un an, la Australia Open. Da, și-a jucat. Nu, s-a mai deplasat. Da, s-a mai deplasat. S-a mai deplasat, la un moment dat era și prin Dubai, da, dar oricum de regulă stă acasă. Scurtă pauză comercială, ne întoarcem la discuția cu Alex Kipciu și Mihai Stoica. Bun, am revenit în emisiune, alături de mine continuare Alex Kipciu și Mihai Stoica. O să vedem o listă, bine, lista e mult mai mare, cu antrenori pe care tu i-ai avut de-a lungul carierei, dar am ales așa numele reprezentative care spun ceva pentru publicul larg și care au mare... Dar la Brăila pe cine ai avut de antrenor? Ți-am zis că a murit... Da, Adrian Petrache, dar acum recent, acum vreo lună și două luni. Mai puțin, cred. Mai puțin. Da. Eu am ales mai sunt și fost primul antrenor? Răzvan Lucescu și, mă rog, așa. Zi-mă așa câte ceva, ce vrei tu să spui despre fiecare, dar scurt, că, mă rog, să nu ne întindem, că sunt și mulți. Mamă, e... Păi încep cu Nea Mihai. Nea Mihai, ții minte că era genul care ne avea povești așa multe. La modul, te prindea în poveștile lui, nu știu. Spunea că dacă o să... Băi, hai să ne mai concentrăm o lună, două, acum, până la sfârșitul campionatului. Și după aia vorbesc că mergem la Ibița toți, gen, îți băgăm niște povești. Dar și acum am întâlnit la școala de antrenor la fel, stau de vorbă două ore când mă întâlnesc. Eu era foarte bun pe treaba asta. Mr. Reghe, clar că, nu știu, intensitatea emoțiilor cu el au fost cele mai puternice. Și când mă gândesc la om sau ca antrenor, dar ce-mi vine minte pressing-ul pe care îl făceam cu când era antrenor. Nu avea frică, adică la modul pressing cu toată lumea. Cred că dacă jucam cu Barcelona, noi plecam la pressing. Mm-hmm. La modul ăsta. Și asta, nu știu, dădea stare de... Până când am dat de City. Ideea e că am mai prins o dată, am prins Chelsea în Champions League și era 1-0 pentru ei la pauză. Și am zis eu, mister, mergem peste ei, pressing, vezi? Și mi-a zis... Nu mai mergem în pressing. La meci nu trebuie să mai mergem în pressing. Tu ții minte ce diferență a fost între Chelsea în Europa League și Chelsea în Champions League? Da. Chelsea în Europa League cu Rafa Benitez, Chelsea în Champions League cu Mourinho. Și diferență de 6 luni. Au venit și ne-au dat cu terenul în cap. Da, și aproximativ aceiași jucători, dar... Diferență mare, da. Prea mare. Gâlcă? Îmi vin în minte în cap trofeele pe care le-a câștigat în perioada aia. Era un om foarte bun, la modul... Nu știu, religios, așa. Și am câștigat trofee cu dumnealui. Rădoi? Și pe Rădoi l-am iubit ca jucător și, nu știu, am păstrat și o relație bună cu el. Rădoi, din perioada aia, îmi spunea niște lucruri. De exemplu, și că m-a băgat atacant, gen, și am dat vreo 7-8 goluri într-un tur, retur, ceva de campionat. Și îmi dădea niște lucruri, nu știu, simțea niște lucruri, așa. Spuneam, știu, că atacam, bă, stai mereu între fundaș central, dar te prinde mereu între ei. Oricând e jocul, tu să fii între ei, că nu o să te marcheze niciunul. Și ai viteză și o să dai goluri. Și așa dăm goluri în perioada aia cu el. Nu știu, mi s-a portat un antrenor care, pe teren și ce lucram, foarte bun. Foarte, foarte bun. Doamne Petrescu? Și mă întreb pe Andreea. Ce teroare am dat acasă pe anii ăștia. Nebunii să câștige. Orice joc, nu știu. Asta mi se pare și acum, dacă stau să mă gândesc. Și am preluat, deci, e ciudat că n-am avut o relație foarte bună. N-am jucat, nici fotbalistică, nici umană. Dar în același timp mi-au rămas așa multe în cap și folosesc multe din lucrurile. Din ce ai văzut la el. Da. Adică multe la modul de, nu știu, de ambiția asta de a câștiga și... Nu știu, dacă vedeam un jucător că... limbajul trupului, intrai pe teren și vedea cum aleargă, alunecă sau așa, și gata. Bă, dacă intrăm pe teren și alunecăm sau bă că n-alergat sau și eu gata, nu mai la meci, nu mai mult la meci, că n-am cum să mai mult la meci. Și așa are niște lucruri, cel puțin pentru România și pentru mentalitatea jucătorilor din România, care să pliază perfect. De asta au luat și atâtea campionate. Sunt convins de treaba asta. Cu Șumudică n-ai lucrat mult? Am lucrat în două mandate. Când am venit la Steaua, era antrenor la Brașov,
Ah, ok. Era antrenor la Brașov și... Și la CFR lunile alea, da. Și la CFR lunile alea. Bun motivator. L-ai scos cu Boras Banja Luka. Da. Eu am spus, ce făceam la... Da. Nu jucam penalti, nu știu ce s-a întâmplat, dar da. Dar am avut o relație la Brașov, nu știu, mi-a dat nebunie la Brașov, ședințele erau... Bine, și acum când am venit la CFR Cluj, la fel, ședințele sunt... Gen, te face în comparație cu adversarul, tu ești Maradona, Cristiano Ronaldo, la modul ăsta. Mm-hmm. S-a băiat unul tău antrenor. Bine, te-am auzit vorbind despre el. Chiar ai spus la un moment dat o chestie foarte interesantă, că e păcat că un tipul ăsta de antrenor, e păcat pentru fotbalul românesc, că a stat atât de mult în afara fenomenului și n-a antrenat. Da, așa e. Dar ce are special? Adică dacă ai fi să extragi două, trei chestiuni pe înțelesul oamenilor așa, ce are atât de special și atât de bun? De exemplu, antrenamentele, ce faci pe teren. Nu vorbim om și calitățile umane, dar lucrurile pe care le-am văzut în antrenamentele ce le facem noi, le-am văzut cu puține antrenori. Adică la modul, nu știu, să construiești prin al treilea, urcă fundaș central cu mingea, joacă pe numărul 6 să le liberezi pe fundaș central să urce cu mingea. Adică niște noțiuni și când ne vorbește și ne... Dar acum dacă stau să mă gândesc sau mă gândeam și când ne povestea lucrurile astea, a jucat la un nivel mare de tot și cred că a văzut, nu știu, jucători mari, a jucat în Olanda, a jucat în Italia, lua foarte multe, foarte multe lucruri. Cred că minusul în trecut era că era foarte, foarte strict. Adică la modul dacă, din ce aud, din povești așa, și am avut frica după ce am lucrat cu domnul Dan Petrescu, când a venit la noi, m-am gândit, zic, pa, o să fie greu. Dar s-a adaptat incredibil acum. Adică în revenirea asta s-a adaptat fabulos. Cum gestionează relațiile și dacă te vede nervos sau ceva, nu se ceartă, nu te pune la punct, te pune altfel la punct, are un alt fel de, nu știu, educație și așa te face să fie rușine când... Pițurcă te-a debutat, nu la echipa națională? El a fost. El a fost. Dintre toți pe care i-am ales aici, ți se pare că era antrenorul cel mai rigid, cel mai așa, mai dur? Bine, tu ai lucrat și cu Iordănescu, că probabil între ei doi e... Da, amândoi erau duri neapărat. Domnul Iordănescu era dur și prin... nu limbaj neapărat, dar căuta să impună gen. Nu știu, ții minte-o de asta cu Raț, voia să joace un meci sau nu știu, cea că îl doare piciorul, nu știu cum, și el stă, e neapui, că mă antrenez și eu pe aici sau că mai fac o alergare. Nu mai fac nicio alergare, gata, ai terminat, gen, la modul ăsta. Gen, el trebuia, aveam două meciuri și cel trebuia să-și doar unul, voia să joace pe amândouă, ceva de genul ăsta, adică la modul să-și impunea, dar cu domnul Pițurcă că nu l-am prins să certe la modul să spună ceva, doar că prezența în sine era, nu știu, faptul că e așa, te duceai pe la masă să mănânci. Edie... Nu prea te duceai așa, te duceai mai... Edi e diferit mult față de tatăl lui, dacă ar fi să-l compar cu puiul? E mai modern, gen... dar chiar când a venit atunci la Euro, bine, faptul și că avea secunzi domnul Moldovan, Isăil, Ionuț Badea, da. Cumva, dar mi s-a părut... Adică actual în antrenamente, gen, nu știu, și jucătorii atunci aveam ce făceam pe teren, mi se părea foarte actual, adică conta că n-a avut activitate sau că știu, avea o vârstă mai înaintată, dar așa ca ce mi se pare că seamănă tot așa pe disciplină. Și Edi. Da, la modul, nu neapărat să o impună, dar vrea disciplină, adică la modul... ca organizator, cumva, pe lucrurile pe lângă echipă. La echipa națională. Da. Daum e singurul străin de aici. Ai lucrat ceva cu el? Adică ai lucrat, în sensul că ai fost în prezent la națională atunci. Națională. Ce impresie ți-a lăsat? Secundul era belgian și mă întâlneam cu el în Belgia și aveam discuții așa mai lungi. A venit, într-adevăr, pus să facă treabă, la modul, își dedica timpul pentru națională. Avea treaba asta cu legăturile între jucători, nu știu, înainte de antrenament ne punea să ne îmbrățișăm, nu mi se părea ciudat, ne îmbrățișeam înainte de antrenament, toți, gen de asta de team building. Păi dacă nu vă îmbrățișați după meci, măcar înainte. De team building cu gen lucru în echipă, niște lucruri interesante, dar probabil pentru mentalitatea noastră de la momentul ăla nu se potrivea deloc și în același timp cred că nu cunoștea jucători români, adică noi dacă am, nu noi aici personal dacă am fi antrenori, dar
cumva un antrenor care știe fotbal românesc deja își dă seama de jucători care sunt de nivel și care nu sunt de nivel. Mi se pare că la noi, până și-a dat seama, cumva, deja era prea târziu. Adică eu țin minte, n-aș vrea să zic jucători acum, dar îmi spunea secundă de niște jucători, mamă, și ăsta o să fie nu știu cum, ăsta o să fie nu știu ce. Mie, nu știu, uita la meciul în Campionatul României și eu, care jucasem în Campionatul României, mi se părea că zic, n-ai cum la modul la jucători ăștia, dar te-am întrerupt. Și primul meci pe care l-am jucat, fără extreme, toate extreme eram pe bancă, și eu, și Maxim, și Torje, și nu mai știu cine, jucat cu un sistem gen cu mulți în centru. Jucam și dreapta, gen, au fost niște lucruri care probabil după aia n-a putut să le mai gestionez, dar o persoană fabuloasă. Țin minte că atunci era bolnav și a avut probleme cu cancerul de piele și acum e recidivat sau ceva de genul ăsta și îmi pare rău. Am avut discuție pe tema asta, dar un om bun ca... Și contra? Scurt, că nu mai avem timp. Am avut relație bună, eram copilul lui, da. A venit în Belgia, țin minte, la mine acasă cu Stanciu, nu știu, cam la Anderlecht. Am avut o relație fabuloasă. La fel, m-aș băga orice poziție, cred că m-aș băga pe mine, oriunde voia să înceapă. Pe cine să alege din toată lista asta, dacă ar fi să alegeți un antrenor cu care să lucrați în momentul ăsta? Să nu zic FCSB, să nu se interpreteze așa, dar acum, deci nu acum 5 ani, acum 10 ani, în momentul ăsta. Petrescu. Da, Petrescu. Mm-hmm. Tocmai sub imperiu unei fotografii pe care mi-a trimis-o cineva acum, ieri. Cu titlul de aurizicen sau ce? Cu un mare salt, nu știam că am detent așa bună, el se bucura într-o parte, eu în altă parte, da, exact atunci luase în campionat. Da. Te rog. Da, ideea e că, nu știu, uitându-mă la lista cu toți antrenorii, am fost privilegiat să fiu antrenat de atâția antrenori români, care au marcat istoria României, nu? La națională, la... Da, da. Aici sunt puțini care nu sunt din ăștia, nu știu... Aia cu care am lucrat eu, care nu sunt aici. Care? Da, care au revoluționat. Deci fotbalul românesc a fost revoluționat de Zenga și de Olăroiu. Clar. Nu, el a zis antrenorul român. Nu. Și Răzvan Lucescu mai lucrat. Da, Răzvan Lucescu e și el. Aici, da, omul cu Olăroiu nu ai lucrat. Nu. Deci, practic, Zenga a venit și a schimbat tot. Noi nu existam în Europa. Nu existam. Noi ne umilea Sandgallen. Nu existam. A venit Zenga și a schimbat tot. Noi cu Zenga am scos pe Valencia, înțelegi, care era numărul 1 în clasamentul mondial al cluburilor. Și calificarea anunțată de el. Da. Până la cât ți-ai propus să joci și până la câți ani? Dacă ți-ai făcut un tare. Nu mi-am făcut. Nu. Nu. Ideea e că dacă nu o să mai fiu bine fizic, gen, și mă văd așa că nu... Cred că-s critic cu mine ca jucător. Dacă nu mă văd bine fizic, nu prea îmi place să o lungesc. Dar în același timp, în apărare... E diferit față de... Nu știu dacă o să fiu un antrenor, că nu mă pricep să spun acum asta, poate spune domnul Stoica. No, dar nu, sigur, e emoțional. Sigur o să fii un expert TV foarte bun dacă aia o să da. Pe asta. Asta da. Spun sigur că asta totuși mă pricep și atunci... Și îi place și la microfon. Suficient să spun acum, trebuie să și știi ce să spui. Dar nu, ideea e că acum, în ultimul timp, mi-e greu să mai... Înainte, când eram la București, dacă încea și nea să... Nu te poți fac interviu, lasă-mă în pace. Acum mi-e jenă să mai refuz oameni, nu știu de ce. Adică la modul, voi și partea... Că-ți și place puțin. Dar nu, o să vină o vreme când o să-ți dorești și poate nu te mai bagă lumea în seamă și o să vezi că atunci o să... O să-l face, că o să că vorbește bine. Vorbește bine. Mulțumesc, Alex. Multă baftă. S-a terminat. Și repede. Te mai așteptăm când mai ai drum prin București. Mulțumesc, domnul Stoica. Ne revedem mâine seara. Toate cele bune.